E construit de un mandat. Și stă așa, închis. Când nu aveți ce face într-un weekend, veniți cu bicicleta, veniți pe jos, plimbați-vă să vedeți un monument al competenței în administrație. Deci stăm cu un spital închis de 4 ani. Și nu uităm mai eu. Că, na. Deci nu că nu găsim finanțare, nu că nu găsim teren, nu că ne-am încurcat la licitație. Nu. Avem un spital nou-nouț. Spital de boli paliative. I-am găsit și nume, înainte de a fi construit chiar. Teoretic, potrivit unui referendum făcut pe vremea primarului Ovidiu Portariuc, acest spital se va numi Profesor Dr. Leon Dănăilă. Uitați, aici avem și rampa pentru persoanele cu probleme locomotorii. Înăuntru scrie chiar, este un panou pus în priză, boli cronice. Superb! Mult gunoi. Ia, ce să-l strângă. Aici se va construi un supermarket și niște blocuri. În acest șantier se va intra numai cu acordul în statul judiciar. Foarte bine. Deci, repet, nu că n-am găsit fonduri, am găsit și fonduri. Stăm cu el închis. Absolut superb. Aici era o groapă. Până cu câteva luni și tot timpul cei din primărie spuneau că nu este, dar s-a asfaltat ce spuneau ei că nu este. Absolut superb. Dar dacă pe plan local nu are nimeni nicio vină pentru că acest spital stă închis de 4 ani, înseamnă că nici nu are nimeni de pe plan local vreun merit că s-a construit. Să nu găsim parlamentari și primari și președinți de CJ la inaugurare. Când va fi? Sperăm în viața asta. Că dacă nu reușiți să-l deschideți, că nu e vina, nu puteți voi să-l deschideți, nici să nu veniți la deschidere. Indiferent de culoarea voastră politică. Foarte fain. Încă un pic și intră în reparație acuși. Știți că e Botoșan tărâmul geniilor. Geniilor pierdute. Geniilor trecute. Dar nu a geniilor actuale. De prin administrație. E de ferească Dumnezeu, de bătaie, de joc, de vieții, de familii care nu au să-și ducă bolnavi în stadii terminale. E de chin. Numai cine a trecut prin asta cu cineva din familie nu știe. E de chin. Iar ei se uită.